Fostul edil din Jilava, Adrian Mladin, și cel din Znagova, Postol Mușat, sunt acuzați de luare de mită într-un dosar privind parcelarea mai multor terenuri. Cei doi au fost deferiți justiției pe 14 februarie 2012 de procurorii DNA pentru o mită de milioane de euro cerută în cazul parcelării unor terenuri. Sumele au fost consemnate la notariate ca fiind diferite împrumuturi, astfel că în acest dosar au fost trimiși în instanță și doi notari. Pe 28 iulie 2011, inculpatul Mladin Adrian l-a determinat pe fiul său, Sas Ovidiu, să încheie un contract de cesiune fictiv la notariat cu denunțătorul, prin care acesta din urmă să-i cedeze drepturile asupra două terenuri. În realitate, contractul a fost încheiat doar pentru a garanta și a ascunde săvârșirea infracțiunii de luare de mită. În contextul în care întocmirea planului parcelar Trena a intervenit și inculpatul Mușat Apostol, care, în calitate de primar al comunei Znagov, a lăsat să se creadă că are influența asupra primarului Mladin Adrian și asupra directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov și că, în virtutea acestei influențe, ar putea să grăbească demersurile de obținere a documentelor cadastrale pentru denunțător. În schimb, i-a pretins denunțătorului, direct și prin intermediar, suma de 1.100.000 de euro.